cum să scăpăm de pofta de la numărul 2, adică pofta senzualității sau imoralității trupești și o altă întrebare este cum să scap de pofta de țigară. Nu să mai cumpăra țigări. Spune, degetele astea niciodată nu vor mai fi utilizate pentru a atinge o țigară. Spune Domnului prin credință. Nici ăsta alte. O să zici, mi-e foarte greu, știu că ți-e foarte greu. Dar la fel ca și pofta imoralității, adică ce înțeleg că se referă la pornografie și masturbare, respectiv poate fi chiar un act păcătos, adulter, poate cineva de pe online a pus întrebarea, care se află chiar într-o traumă, ajunge în situații în care nu poate să scape, sunt cazuri de felul ăsta. E foarte important să-i spui Domnului că tu îi predai viața ta lui, lui Hristos, și că viața ta de în seara asta, unde mâine, din de seara asta, nu va mai fi pusă niciodată în slujba lui Satan.